Numeroase cologvi, simpozioane naționale și internaționale, expoziții și conferințe pastoral-misionare vor fi organizate anul acesta în Patriarhia Română pentru a omagia anul 2019, declarat anul omagial al satului românesc al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari și anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Justin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. În ședințele sale de lucru din 4-5 iulie 2017 și 25 octombrie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât principalele activități care se vor desfășura în cadrul anului omagial și comemorativ 2019, un punct din programul cadru. Îl constituie realizarea de studii, comentarii, bibliografii și cărți de reflexie cu conținut biblico-patristic, moral, liturgic, catehedic, pastoral, social-filantropic, intercreștin, cultural-educativ și istoric pentru prezentarea anului omagial și comemorativ 2019. Un rol important îl va avea anul acesta și centrul de presă Bazilica al Patriarhiei Române. Atât Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina și Agenția de Știri Bazilica vor realiza programe și emisiuni, filme documentare și materiale publicistice pentru promovarea anului omagial al satului românesc al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari și a anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Justin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română. La nivelul Patriarhiei Române se va organiza un simpozion internațional cu invitați din celelalte biserici ortodoxe surori, având tema traducători și traduceri de limbi verniculare, de texte biblice, patristice și liturgice în Biserica Ortodoxă. De asemenea, va fi organizat și un simpozion național. La nivelul eparhiilor și al instituțiilor de învățământ teologic se vor organiza dezbateri, cologvii și seminarii și conferințe pastoral-misionare. Întreaga activitate va fi prezentată în luna octombrie la Palatul Patriarhiei în cadrul unei ședințe solemne a Sfântului Stinod.